același Ghezim Șalai centrează și autogol la lui Pavel Cimovș din minutul 60. Pandurii conduc aici în Giulești cu 2-0. Noi îl vedem pe Ghețov, dar iată-l pe Pavel Cimovș. A fost o falsă săritură la cap a unui jucător al Pandurilor care nu a lovit mingea cu capul. Și iată un autogol extrem de stupid, Buhta învins de propriul său fundaș central. Nu a știut Cimovș ce să facă, cum să respingă acel balon. Doi la 0 așadar și vedem bucuria Pandurilor.